primit de la Dani, fratele lui Sami, îl știți, nu? Care Dani? Dani? Îl cunoaștem noi pe Dani? Da. Un pic. Din aratul de aici? Da, să-i-l arăt la Dani. Da, chiar că sigur eu. Da, deci... Intrăm prin Dani acolo să vedem dacă dăm drumul. Chiar face treabă bună, are măști foarte bune. Nu dacă mai are Dani, tu știi să faci măci? Da, eu produc măci. Bravo, Sami m-a virusat. N-ai mască, dar... Uite, așa arată. Nu mai știu exact. Deci... asta e... Cam așa, sfârșitul lui mai l-am primit. Deci gândiți-vă că au avut două rame de puie doar. Atât. Nu, deci nu, eu nu ajut roi. N-am nicio... Cam așa arată roii de la de-a mea. Acum să vă arăt un roi de-a mea, altul roi de-a mea. Sau să vă arăt o familie. Vă arăt o carnică. Un buckfast caucaziană v-am arătat, de la Dani v-am arătat. Hai să vă arăt o carpatină de anul. Ne punem masca? Da, la carpatină, da. Hai să vedem cum supraviețuiește Dani. Fără mască. Sunt parfumat, sunt cu aftershave, cu tot. Astea 5 din linia mea, de carpatină locală. Mă întrebați cum am făcut linia mea, nu? Da, te întrebăm, cum ai făcut tu linia ta? Păi, am o matcă care confirmă de 4 ani și acum e matcă de producție. E blândă, face populație mică, adună mult. Eu cred că și sănătoasă. Și astea aia. Și mai am una aici, și aia. Deci dacă are alb cu roșu, e din linia asta mea. Aia, uite. Aia un corp de multietajat local, deci nu am mișcat-o nicăieri. O arăt pe asta? Asta a fost mai cu minte, mai cu minte. Și așa este, vezi tu ce critici o să-i dată. Dar nu-i și cititorii noștri. Hai, filmează-o pe asta, uite, carpatinul local, nu-i carnica, nu-i nimic. Este de la noi, de aici. Vreau să o deschid? Câte rame de puie trebuie să are? Păi na, vă te întreb eu pe tine. Eu nu știu câte are, dar nu l-am deschis. Are destule, dar are două corpuri de albine asta. Și nu-i carne. Da, dar stai un pic. Da, e carpatină locală. Dar mai sare în cap, mai sare. Știi? Se vede, da? Nu-i carne, ca spune. Da. Hai să vă arăt și... Deci am dat, văzut de două ori sirop, doar de două ori. Poate să facă rame așa, două ori sirop. Deci am lăsat mâncare. Două, dacă nu mă știu. Abia am așa mai ăsta. Ești full. Hai să scot aia.
scumpă, cea mai scumpă pentru lemn. Și doar atât. Că dacă pui altceva, te ungi pe mâini. Cine se uită la stupii ăștia dacă stau în soare, uitați-vă la ea cum se roșesc. Lucrează parafina și lucrează foarte bine. E sănătos. E pe viață. Da, eu spun că mie nu mi-a trebuit. Ei, nu te cumpără de la stoparul și să vezi cât te mâncești pe mâini. Eu nu zic că nu-s bun. E foarte bun că rezistă, dar nu-i normal că lucrezi la stup să te mâncești pe mâini. De picior, dar după primul an tot ce a fost de curs, o curs și după aia... Dacă știi, la manoperă, că mai repede e mâna ție, adică... Carpatina... Nu-i bună cu carpatina, aia? E foarte bună, da? Ai cum? Da. Fii atent că ce-ți dau eu, tu nu o să ai niciodată, fiindcă ăștia speciale măcile astea. Da, o să aici ca să vinzi. Da. Deci n-am ce să fac. Deci, măci, carpatine, uite cum arată. Dar toate ramele sunt noi. Nu știu cum să vă spun. Rame noi, ai albină mare, albină care zboară distanțe mai lungi, alea. Toată lumea știe asta. Cine bol, mai puțin ai cum. Eu presi un mare aici, mă duc la agenda să amintesc că eu nu mi-am trecut să cupă folie pentru Franța. Nu găsesc folie asta în Franța. Hai că mergem la Leroy Merlin. Când, cât mai stai la Franța? Trebuie să cumperi un metru, 2 metri și tai la mijloc. Păi așa fac, nu stai să măsoar. Știi cum zic? 30 de lei metru, dacă nu o să scumpi. 30 de lei un metru, ai pe nu știu că 10 metri. Nu știu dacă este așa. Da, este cea mai... este la Leroy Merlin. Le punem mâna pe aia, din asta vrei? Asta e cu protecție UV. Da, apoi... hai să vă arăt un voi. Tot din barca caucaziană sau... A, uite, vreți să vă arăt un matcă de roire, da? Și din asta. O țin aici că scap de ea, știi? Că o să roiască asta la anul sau peste 2 ani. Deci astea e bătut în cuia asta, deci nu. În stupină mi-a roit aia care nu s-a făcut din transvazare. Vreți să vedeți cu asta? Că nu știu cum e de bună. Poate că e rea asta. Adică rea. Ține tu camera că eu plec. Tu te ia-ți un vin, Ionel. Tu te puneți un vin, știi? E rea. Păi, ți-am zis că e rea. Nu știu ce vitalitate au astea de roire. Mi-a fost milă să... Asta e de roire, nu? Nu mai știu exact, dar... Pune-mi pe YouTube. Hai, comint. Nu e un roi mare. Asta probabil că o să fie unificat cu... Deci nu ajut roii, dar îi fac... Nu are rost să-i ajut. Dacă vreau să văd că merg, știi? Vreau să văd că merg și dacă merg... am verificat, am pus corpurile sus, i-am pus de două ori sirop. Nu știu dacă poate...
a prins cu bine. Are mâncare. Deci, o prima are ceva mâncare. Doua. Deci am ele să pregătesc de iarna, dar mai au până la iarna. Rezervele pe 3 rame și mai rămân 3-4 rame de miere. Și am pierdut două familii așa. Eu nu stau să îi verific. Eu știu câtă miere o să le rămână și câtă iernează. Nu le trebuie foarte multă miere. A, dar apropo, mai sunt, este bine și aici. Stau să mestece. Așa, uite aici din tot din Bacfas cu caucaziană. Astea îmi plac nucleile astea. Eu chiar le făcute 14-6 au eclozionat, da? Da. Și au probabil că când am văzut eu, știi, am scris aici. Deci, pe două săptămâni bune. Deci nu are... Vreau să-l mai deschid? Despre ce vorbim? Și altele mă chinui. Da? Da. Este? Este. Ce trebuie. O să zici? Și de acolo, că arunc toate carnicile de nu se văd, numai că sper că nu mă filmez cu chestia asta. Tot am filmat. Ionel, deci se taie când, la vezi, când vezi, deci mai am fișe din astea, na, tot așa. Tot așa, adică reacționează la hrană, la stimul, înțelegi? Îmi place. Radu Bățescu, nu știu dacă la Timișoara sau la Iași, eu l-am ascultat la Iași. Ai câte
genetică bună ai tu. Da, eu de el, dar cum îți explici tu că toți primesc la fel? Deci, despre ce vorbim? Eu nu înțeleg că, na, m-am oprișat, știi? Dar cum explici faptul că toți primesc aceeași tratament, aceeași? Unde-i? Că nu văd. Că nu e marcat, nu-s marcat. Am văzut, da. Am uitat acum într-una din zilele, nu știu cum, fel de ce poet frumos are, și organizează. Zici că nu are, are acum, eu nu mai primește, știi, Iona, că i-a amat ca asta, nu e pentru ca să ierneze aici pătrirea mea. Am niște stup de reparat. Deci, e altceva, vezi că rămâne albină, vezi că nu-ți moare, vezi că se dezvoltă, știi? De ce împărțită în trei, uite, vezi că. Da. Da, deci asta e bac față cu caucaziană. Unde e, Marc? Să văd. Da, nu nici nu cred că nu-i turată, că nu mai are de ce să fie turată. E un timp care s-o vede. Da, e s-o... cu mare drag și mă bucur că aici, că ai filmat aici. Sper că nu dai toate prostiile mele pe... Eu nu cenzurez. Nu dai toate prostiile mele pe internet. Nu cenzurez. La cine nu-i place să dea dislike, chiar. Chiar să se dezaboneze de la canalul meu. Nu. Aia nu, chiar nu. Nu. Deci, dacă faci un comentariu, să-l fac eu întotdeauna. Dacă fac un comentariu pe YouTube, nu știu dacă m-ai urmărit în timp, poate că eu tot o să fac ție comentariu, Ionel. Nu cred că odată am scris ceva negativ. Fiecare prezintă cât îl duce și cât poate acolo. Deci tu din taste poți să scrii ce vrei, să jignești cât vrei. Dar tu dacă nu prezinți nimic, cred că ar fi mai bine să te abții, să nu zici nimic și să te uiți, să prinzi ceva dacă se poate și dacă te ajută. Părerea mea că comentariile sunt de prisos să scrii chestii negative. Asta e părerea mea și niciodată nu o să mă vezi pe mine că înjur pe cineva pe YouTube sau că scriu ceva negativ. Păi îi mulțumesc, îi spun spor, bravo, îi spun poți, așa te mai așteptăm. Da. Și asta creează și o legătură cu copicultorii. Că toți suntem la început și ne plac albinele, știi? Fiecare are nivelul lui de experiență, dar până trăim, până murim, tot avem de învățat. Și povesteam într-un context mai intim, de la unii înveți ce să faci, iar de la alții înveți ce să nu faci. Și asta este, tot timpul învățăm. Și asta este de făcut tot timpul în cadrul când eu filmez ca o să arăt niște lucruri, dar cine are istețime la ochi și să vadă, o să învețe mai multe lucruri decât eu vreau să arăt. Da? Și din contră, acele lucruri aș vrea să văd, să le descopere și să le intrige. Am și hamul, dar n-am filmat. Am arătat că suntem echipați. Yeah. Da. Yeah. Și asta este. Mersi frumos de găzduire și de bine. Să spun și o chestie acum pe final. Am mai văzut o chestie vis-a-vis de comentariile astea negative. De multe ori unul cu 5, cu 10 stupi îl contestă pe unul cu 2, cu 300 de stupi. E suficient cât am spus. Deci, niciodată nu am prea văzut un apicultor profesionist să intre în atac pe altcineva neapărat, pentru că noi deja știm cum stă treaba. Da, vine eu câte unul de ăsta, habar n-are apicultură, dar e aspru, păstătăt, bate pe toată lumea. Spuneam lui Lucian înainte și cu asta închei comentariile mele, că am fost dresor de câini la propriu și la figurat. Și primul meu câine care l-am avut era un ciobanesc casacian, Alice. Și la un moment dat ne-a atacat o haită, ea era adolescentă, nu era matură, era perioada de instrucție și vedea în haită duleu sau doi dulei, trei dulei care erau și femeia care era în căldură își vedeau de drum. Adolescenții, cățelandrii, ăia lătrau și ăia se dădeau un spectacol. Apicultorii care au multă experiență și au ce spune și știu să vadă lucruri, își văd de drum, nu se bagă în hate-ul, în comentarii și în... La ce aș putea să...
dau. Și faza, cum scoți rama, cum pui rama, cum se, de ce se pune rama aia prima. Sunt lucruri care nu le prinzi. Un apicultor experimentat te prinde când tu ai pus mâna pe ramă. Te-a citit când nu ești începător. Da? Există lucruri care fac, să-l citesc pe, pe Neagică Romanescu, le-aș denumi lucruri, detalii care fac diferență. Da? Dacă doar ești salaur, dai la mână și ești cu ochii atenți și furi meserie. Da? Alea sunt secretele care ai nevoie, alea care le furi, le furi practic, alea care le sunt scrise pe pin. Te-a zis un X și un Y. Da? Da, cel mai important, dacă ar fi fost la masă, dacă ar fi fost la masă unde s-a discutat acolo, Emeric din Ibița ne-ar fi spus că secretul e munca. Da, și ați văzut voi ce înseamnă să muncești, ore pe zi, să dai și să lucri la 1000 de strupi și să fii cel mai. Convenția din seara aceasta de aici, de la Cluj, este că avem secrete. Dar, unii față de alții. Deci ideea că nu sunt scurtături sau chestii magice în apicultură, e multă muncă. Experiența ta pe care eu poate nu știu și tu mă îmbogățești cu experiența ta. Și tu când îmi spui cum lucri tu, cum faci anumite detalii, pentru mine se împice bine. Pe stilul meu de lucru, pe structura mea, eu nu sunt atletic, asta spus-o, asta mi-o spunea și Neandrei Ignato, nu te uiți la tine că prăjit ești pe lângă oameni aia mari. Așa. Și de asta sunt lucruri care eu le pot împrumuta la stilul meu și să-mi dea un plus valoare, să mă ușureze munca, să mă ajute să avansez. Îi spuneam lui Lucian că am fost, anume înainte de a pleca din România, am fost la Roberto Parisi să-mi edific niște lucruri care pentru mine le făceam, dar nu eram edificat că le fac sub o cale bună. Da. Când am mers la Roberto, mi-am edificat, mi-am văzut de drum. Asta este, sunt secrete care ți le întărești, secrete, ghilimele de rigoare. Lăsăm loc să dezbateți și dumneavoastră sunt sau nu secrete și pe care le-a socotit acele secrete sau lucruri care contează. Eu le-am scrise pe Facebook așa dezbătute într-o polemică sau cum am făcut noi trei aici scenariul acesta discuții că sunt sau nu sunt secrete. Da? Oricum, adevărul adevărat, că dacă tot vorbim ipotetic de niște secrete, și rămân secrete dacă chiar. Pentru că eu dacă ar fi vreodată ipotetic să-mi deschid canal, da, aș spune de lucruri, dar unele ar rămâne nespuse. Și acum, ca și concluzie, să știți că noi trei ne vedem în față, față, pentru prima oară. Da. Și putem să avem dialog fără să ne certăm, fără să dăm cu stupii unii după alții, fără să ne hate-uim, fără să ne urâm și să rămânem aceiași prieteni, dragi apicultori, dragi și oameni care ne împărtășim. Vreme să posteze că este să supraviețuiască. La o concluzie, treceți la muncă. Mersi. Preiau eu camera. Ce să vă mai arăt, cam aș putea să-i deschid pe toți de aici, altă o sută. Stați puțin, nu cheiem camera, nu cheiem filmarea. Bine, bine, omul, că cu cele mai mari secrete. Bine ai venit, te salut. Care e cel mai mare secret pe care tu ne spui din Ibița? Secret în ghilimele. Muncă? Muncă. Mulțumesc, Emeric, am tras concluzia asta, a fost secretul pe